copii instituționalizați din centrele sociale ale municipiului Târgu Jiu se pregătesc de Paște. Aceștia au început deja activitățile specifice împreună cu personalul de îngrijire și educație. În perioada sărbătorilor, mai mulți copii care locuiesc în unitățile rezidențiale se vor alătura familiilor naturale sau adoptive, unde își vor petrece vacanța de primăvară. Beneficiarii centrelor de GASPC din Gorj au început deja să facă curățenia de primăvară, dar să și confecționeze obiecte decorative, felicitări, desene sau colaje cu specific pascal. La complexele din subordinea de GASPC Gorj vor fi organizate diferite activități cu ocazia sărbătorilor pascale, activități în care vor fi implicați direct și beneficiarii. Activitățile organizate sunt activități recreative, respectiv excursii, plimbări în aer liber, vizionări de filme. Cele câteva sute de persoane din centrele sociale vor avea parte de toate bucatele tradiționale care se regăsesc pe masa de Paște a fiecărei familii. Astfel, meniul pascal va conține salată de beof, sarmale cu piftii, friptură de miel, dar și nelipsitul cozonac.